Doamnelor, domnilor, bun găsit și Hristos a înviat! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Parlamentul European cere începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului, într-o rezoluție votată cu largă majoritate. Uniunea Europeană îndeamnă țările UE să-i sancționeze pe oligarhii moldoveni Fugar, Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc și să-i extradeze pentru ca aceștia să fie judecați în Republica Moldova. Încă un lot umanitar pentru Ucraina. Republica Moldova urmează să transmită țării vecine corturi, produse de igienă și utilaje tehnice în valoare totală de peste 15 milioane de lei. Parlamentul European cere începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE până la sfârșitul anului, într-o rezoluție votată cu largă majoritate. Un anunț în acest sens a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan. În acest context, Mureșan susține că aderarea la Uniunea Europeană este lucrul pe care și-l doresc cetățenii Republicii Moldova și este un lucru pentru care autoritățile de la Chișinău au muncit foarte mult în ultimul an, realizând progrese importante în direcția reformelor necesare integrării europene. Federația Rusă dorește să împiedice acest lucru și tocmai de aceea încearcă prin toate mijloacele să destabilizeze situația din țară și să frâneze parcursul european al Republicii Moldova. A scris pe pagina de Facebook europarlamentarul român. Astfel, Parlamentul European, în rezoluție adoptată, cere ca instituțiile europene să crească ajutorul financiar și tehnic acordat Moldovei în următoarea perioadă, atât pentru implementarea reformelor necesare integrării europene și adoptarea de noi măsuri de sprijin pentru oameni, cât și pentru combaterea dezinformării, manipulării și a celorlalte forme hibride de agresiune din partea Federației Ruse. Concret, cerem Comisiei Europene să vireze Republicii Moldova cât mai repede restul fondurilor din asistența macrofinanciară de 150 de milioane de euro adoptată în 2022, precum și sprijinul bugetar de 105 milioane de euro anunțat de Comisia Europeană în noiembrie anul trecut. De asemenea, așteptăm din partea Comisiei să propună cât mai repede noul pachet de măsuri de sprijin pentru Moldova solicitat de Consiliul European luna trecută. În același timp, noi, Parlamentul European, suntem în curs de aprobare a unei noi asistențe macrofinanciară de 145 de milioane de euro pentru Moldova, pe care Comisia Europeană a propus-o la finalul lunii noiembrie. A menționat Siegfried Mureșan. O altă cerință a parlamentarilor europeni este liberalizarea totală a comerțului dintre UE și Moldova și integrarea graduală a țării pe piața unică. Moldova europeană este calea aleasă de cetățenii acestui stat. Vom spune acest lucru răspicat, cu o singură voce, pe 21 mai, la Adunarea Națională. A insistat șefa statului într-o postare pe Facebook, după anunțul din cadrul Parlamentului European. Rezoluția a fost adoptată cu 555 de voturi pentru, 49 împotrivă și 26 de abțineri. Locul Moldovei este în Uniunea Europeană. Acest lucru este cerut de cetățenii noștri. Pentru acest obiectiv muncesc instituțiile noastre și avem tot sprijinul statelor europene să devenim membru al UE. Le mulțumim prietenilor noștri europeni care au încredere în noi și apreciază contribuția noastră pentru asigurarea stabilității și păcii în regiune. Instituțiile statului vor îndeplini recomandările Comisiei Europene, așa încât să fim gata de a începe negocierile de aderare. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a exprimat recunoștință europarlamentarilor care susțin parcursul european al Republicii Moldova. Șeful legislativului a menționat că în ultimii ani moldovenii au demonstrat că merită să facă parte dintr-o Europa unită și puternică. Moldova europeană este unica noastră cale. Noi suntem generația care va duce Moldova în Uniunea Europeană și o vom face până în 2030. Parlamentarii europeni solicită Uniunii Europene și statelor membre să sancționeze imediat persoanele implicate în încercările de destabilizare situației politice interne a Moldovei. Totodată, ei îndeamnă UE să-i sancționeze pe oligarhii Fugar, Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc și să-i extradeze pentru ca aceștia să fie judecați în Republica Moldova. Parlamentul European mai vrea ca UE să extindă sfera de aplicare a regimului său de sancțiuni pentru a include ca infracțiuni pedepsibile acte de corupție care subminează securitatea, stabilitatea, instituțiile constituționale și democratice ale unei țări. În Parlamentul European pentru Republica Moldova votăm sancționarea oligarhilor Șor și Plahotniuc, introducerea pe lista de sancțiuni
a celor care sunt vinovați de corupție, sancțiuni europene, ceea ce e foarte important. SUA și Regatul Unit i-au sancționat anul trecut pe liderul partidului Shor, deputatul fugar Ilan Shor, și pe fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, dat în căutare internațională. Ilan Shor ar putea să-și ispășească pedeapsa chiar și în Israel, nu doar în Moldova, informează șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. Totuși, decizia urmează să fie luată de autoritățile statului Israel. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că autoritățile de la Chișinău vor face tot posibilul de a convinge autoritățile Israelului pentru a-l extrada pe Ilan Shor, care a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu executare în dosarul fraudei bancare. Ministerul de Justiție, de fapt instituția după lege în Republica Moldova, care are competența și responsabilitatea de a trimite deci cereri de extradare după faza de condamnare, dar clar că noi avem careva informații și putem clarifica careva lucruri, dar vă rog să precizați aceste lucruri și cu Ministerul de Justiție. Faptul că domnul Shor deține cetățenie și în Israel, deci asta nu neapărat înseamnă că nu va fi extradat. M-ați întrebat dacă cunosc exemple, și eu și domnul Iachimovski am avut o ședință cu un procuror din altă țară în săptămânile recente și el ne-a spus concret că a avut experiența unde un cetățean cu cetățenie din Israel a fost extradat într-un caz penal. Deci sunt precedente unde asta s-a întâmplat. Dar până la urmă decizia va fi luată de autoritățile din Israel. Aici noi nu putem influența cât de repede va fi luată decizia. Între timp, procurorii de comun cu Arbi au pus sechestru pe mai multe bunuri în valoare de 1,36 miliarde de lei care aparțin lui Shor. Este vorba de proprietăți cu capital social, terenuri, mijloace de transport și aeronave. Puteți vedea tipul de bunuri sechestrate, cum ar fi capital social, aeronave, construcții, terenuri, mijloace de transport, cont bancar și multe altele. Deci, în total, repetăm, avem aproximativ 1,36 de miliarde de lei puse sub sechestru de judecători din Republica Moldova asupra bunurilor care se află aici, pe teritoriul țării noastre. Drăgălin a făcut un apel către deputații care au responsabilitatea și puterea să schimbe legea. Acest caz demonstrează unele lacune în codul de procedură penală care au permis să fie tergiversat procedura de judecată. În primul rând, după cum am discutat, strămutarea unei cauze penale e un proces care, ca consecință, poate tergiversa un întreg proces de judecată în caz penal. Aici e vorba de codul de procedură penală, articolele 46 la 50. Și dacă vorbim despre acest caz, un exemplu concret, vedem că printr-o singură decizie de la Curtea Supremă de Justiție, luată de doar 3 judecători la 20 august 2021, noi ca țară, ca societate, am pierdut 4 ani de zile. Ilan Shor este învinuit în total pe 9 capete de acuzare, printre care escrocherie, spălare de bani, conducerea unei organizații criminale, delapidarea averii străine și abuz de putere. Avocații britanici ai lui Ilan Shor se declară nemulțumiți de sentința de 15 ani de închisoare pronunțată de magistrații Curții de Apel Chișinău. Într-o declarație, apărătorii politicianului fugar spun că decizia nu reflectă toate materialele cauzei. Vom folosi toate pârghiile legale locale și internaționale pentru a apăra drepturile lui Ilan Shor, inclusiv vom face un recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova și apoi, dacă va fi necesar, în instanțele internaționale, cum ar fi Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, se menționează în comunicat. Politicianul, care acum se află în Israel, a transmis că nu-i pasă de decizia magistraților Curții de Apel Chișinău, nu se va conforma și a calificat-o drept ilegală, luată sub presiune. Mai mult
că atât a amenințat judecătorii curții cu închisoarea. Amenințările lui Șor nici de cum nu i-au demotivat pe magistrați, acuzatorii de stat fiind convinși de concludența probelor și utilitatea lor în decizia pronunțată, a declarat procurorul Octavian Iachimovski în cadrul emisiunii Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei. Regret că auzim astfel de declarații, deci orice amenințare a unui judecător, indiferent de decizia care o adoptă, este regretabilă. Asupra legalității decizii unui judecător se expune de obicei alt judecător, dacă aceasta a fost pronunțată cu rea intenție, atunci se expun procurori. Iar cât privește intenția apărătorilor politicianului Fugarii Lanșor de a se adresa la instanțele internaționale, procurorul Octavian Iachimovski a afirmat următoarele. Începând cu data 30 mai, părțile, adică partea apărării și partea acuzării, au la dispoziție 2 luni pentru a ataca cu recurs această decizie la Curtea Supremă de Justiție. Recursul la Curtea Supremă se poate axa doar pe încălcări de procedură. Deja Curtea Supremă de Justiție nu mai examinează fondul, altfel spus, nu supune unei reexaminări probele. Dar ei mai au încă o cale să ajungă și la Strasbourg, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și cel mai probabil vor face acest lucru. Convenția oferă dreptul fiecărei persoane care se consideră lezată anumite drepturi prevăzute de convenție să depună o cerere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Fiind întrebat de jurnalista Valentina Ursu care este lecția pe care trebuie să o învețe societatea, justiția și politicienii după 9 ani de investigație a dosarului Șor, Octavian Iachimovski a declarat că pentru anchetă și justiție nu există căi ușoare. Pe de o parte, societatea ar trebui să aibă mai multă răbdare, știu că această frază de obicei supără. Justiția ar trebui să lucreze mai repede, iar executivul ar trebui să ofere pârghii, polițienii ar trebui să ofere pârghii pentru ca procedurile judiciare să aibă loc într-un timp mai rezolvat. În alegerile din Găgăuzia preconizate pentru 30 aprilie se implică Federația Rusă. Dovadă este vizita liderului Tatarstanului în Republica Moldova, care urma să participe la Congresul Prieteniei din Găgăuzia. Afirmația îi aparține comentatorului politic Anatol Țăranu, fost ambasador la Moscova. Ce dovadă poate să fie mai elocventă decât aceasta? Astăzi chiar am citit când din delegația președintelui Tatarstanului făcea parte și un mitropolit. Înseamnă că și biserica a fost conectată la ceea ce se numește campania electorală din Găgăuzia. Desigur că factorul extern este prezent și acest factor extern se numește factorul rus. Comentatorul Anatol Țăranu afirmă că nu contează cine va câștiga fotoliul de bașcană, deoarece nu există niciun candidat pro-european. Se poate anticipa cine va fi următorul guvernator al Găgăuziei. Toți candidații sunt proruși. Din acest punct de vedere, e puțin important cine dintre ei va câștiga, chiar dacă nuanțele contează uneori. Dar este absolut evident că la conducerea Găgăuziei va veni un politician cu viziuni pro-ruse, iar asta va continua să complice relațiile comratului cu Chișinău. Fiind întrebat ce efort trebuie să depună autoritățile de la Chișinău ca să mențină sub control situația din Găgăuzia, Anatol Țăranu a spus că relația cu comratul trebuie construită. Autoritățile de la Chișinău, în primul rând, trebuie să se învețe să aibă o expertiză corectă în raport cu Găgăuzia, iar în conformitate cu această expertiză corectă să construiască relația cu comratul. Astăzi, din păcate, această expertiză nu există și noi, Chișinău, plătește polițele pentru această miteahnă a sa. Găgăuzia continuă să fie un corp străin din punct de vedere politic, a viziunilor și a orientărilor geopolitice și civilizaționale a majorității cetățenilor Republicii Moldova în interiorul statului nostru și a societății moldovenești. Și aceasta, din păcate, complică. Nu e problemă că o parte din găgăuzi nu sunt pro-europeni, sunt pro-ruși. Problema este că majoritatea covârșitoare a societății și printre moldoveni sunt oameni care sunt pro-ruși, mai puțin pro-europeni, și asta e absolut firesc și normal. În orice societate există diverse orientări politice. Asta e normal. Nu este normal când marea covârșitoare majoritate este de o anumită orientare politică. Iată, asta deja nu e democrație. Asta miroase a un recidiv a totalitarismului la nivel de gândire.
Fostul viceguvernator al Băncii Naționale Moldovei, Ema Tăbârță, va apărea din nou pe banca acuzaților în dosarul frauda bancară. Procuratura anticorupție anunță că a expediat în instanța de judecată cauza penală. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing de presă. Colegii noștri au trimis în instanță de judecată o cauză penală în privința unui alt ex-viceguvernator al Băncii Naționale, doamna Tăbârță, Ema. Deci noi am, în parcursul unui an jumătate sau doi ani, am trimis în judecată 14 sau 15 persoane de diferite funcții, persoane care, considerăm noi, au avut un anumit grad de vinovăție în ceea ce numește societatea furtul miliardului sau frauda bancară. Potrivit procurorilor, Tăbârță este învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie comisă cu folosirea situației de serviciu de către o organizație criminală, precum și de spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Urmărirea penală a fost finalizată încă la 7 februarie curent. Până în prezent a fost acordat termen părții apărării pentru a face cunoștință cu materialele cauzei penale, care conțin 149 de volume. Ședința guvernului a început cu replici dure și acuzații între Irina Vlah și Dorin Recean. Șeful cabinetului de miniștri a vorbit despre interdicția lui Minicanov de a intra în Moldova și a reproșat guvernatoarei din Găgăuzia că nu a reacționat. Dorin Recean i-a îndemnat pe deputați să nu mai facă asemenea invitații, pentru că nu vor reuși. Cetățenii care temporar sunt deputați și invită aici cei care ajută la uciderea oamenilor, uciderea copiilor, uciderea femeilor în Ucraina, nu au ce căuta aici. Noi nu ne asociem cu războiul. Moldova nu trebuie asociată cu aceste atrocități. Doamna Vlah, fără supărare, dumneavoastră de obicei citiți lecții de morală. Nu m-au auzit să vă expuneți la acest, în acest sens, decât faptul că au zis, da, este ok, sunt prietenii noștri. Sunt agresorii care nouă ne plac. Irina Vlah a menționat că regiunea din Rusia a oferit mult sprijin autonomiei, inclusiv calculatoare, tehnică și instrumente muzicale pentru școli. Noi conlucrăm cu regiunea Tatarstan acum 25 de ani. Și în aceste ultimele 8 ani, această regiune și liderul acestei regiuni au susținut regiunea noastră foarte mult. Nu e o problemă să ucizi oamenii, dar dacă aduceți niște calculatoare, dar dacă niște reparați niște, e tot ok, e tot bine. Asta vreți să spuneți. Și-a pus unul rasă de popă și vine a doua zi de Paște. Haideți să fim realiști. Premierul a precizat că au fost și doi reprezentanți ai Federației Ruse la aeroport. El a cerut să se retragă acreditarea lor și a cerut lui Nicu Popescu să examineze dacă cineva dintre ei nu poate fi expulzat. Pe 17 aprilie, Poliția de Frontieră a anunțat că a fost interzisă intrarea în Moldova pentru mai mulți cetățeni străini, inclusiv a liderului Republicii Tatarstan a Federației Ruse, Minihanov, pe motiv că nu întruneau condițiile pentru autorizarea trecerii frontierei de stat. Campania electorală pentru alegerea guvernatorului Autonomiei Găgăuzei intră în faza finală. Coruperea procesului electoral afectează grav credibilitatea, corectitudinii și libertății desfășurării acestuia, subminând întreg sistemul democratic. Vocea Basarabiei a ajuns în localitățile Ietulia și Vulcănești, unde a întrebat localnicii ce părere au despre cumpărarea votului alegătorului. Я не сталкивалась, но знаю, что это у нас обычная практика. Я думаю, нет. Потому что люди, которые работают на совесть, хотят мира, чтобы было у нас, чтобы хорошо было у нас. Когда выборы здесь были, они выходили, мы давали деньги, кому 200, кому столько. Кто это говорил? Ну, есть такие люди, которые у нас. Я говорю, мне такое не попало. Мне ко мне никто не подходил, ко мне никто не предлагал. Я бы отказалась бы сразу. Обманывать людей, дурмянец. Не надо никого не верить. Тут автобус появляется по пятницам, по-моему, вот шел. Правда, хлеб полею. Это влияет на людей, чтобы вот они голосовали за партию ШОР? Как вы считаете? Я не знаю, как сказать, но если мне сейчас дадут бесплатный хлеб или там газ бесплатный, конечно, я буду голосовать за это. Можно. А чем? Всех подкупают. Я только не подаюсь. По-моему, подкупаются они еще.
Я думаю, что подкупается. А вы с таким сталкивались? Нет, нет. А я слышали об этом? Ну, слышал, как везде. А вот как вы считаете, вот по рекламе этой электоральной, которая вот везде висит, это вам помогает, эта реклама, чтобы определиться с кандидатом? Ну, в какой-то степени, да. Ну, еще глубже уже самому надо изучить. Не слишком много денег тратится на эту рекламу? Это из все-таки народных денег? Я считаю, многовато. Надо их пустить для общества больше. Я помню, была здесь гречанка. Фонарики раздавали, мясо там и с пакетами ходили здесь. Она сказала, берите все, да. Голосуйте с умом. Господи, да в наше время сейчас все продается и покупается. Сейчас чья совесть нету. У людей ничего не осталось божеского. Так что я никому не верю, ни левых, ни правых. Берут, может, эти старики, которые нуждаются, пенсия маленькая. 10 будут этих кандидатов, но будет тот, который, у кого больше, карман больше, богаче. Зачем эта реклама? Я считаю так, вот если человек хороший, вот хороший, добросовестный, достаточно, чтобы он делал хорошие поступки. За электоральную рекламу, вот ее видно много. Вот как вы считаете, это много денег стоит? Считаю, что да. Очень много денег, которые можно, эти деньги, которые можно направить совершенно в другом направлении. Социальные выплаты, какая-то помощь. Кто знает, сейчас всех подбирает к себе. Каждый тянет в свою сторону. По рекламе электоральной, как вы считаете, ее достаточно в городе? Нормально. Ну, его здесь все знают, нашего Григория Узуна. Ну, не только его, всех кандидатов. Все приезжают, все говорят свое. Те то не делали, то не делали. А кто делает? Alegerile pentru funcția de bașcan sunt planificate pentru 30 aprilie. Atunci, locuitorii din regiunea autonomă sunt așteptați la vot pentru a-și alege un nou bașcan, după ce actualul Irina Vlah se află deja la al doilea mandat și nu mai poate candida. Guvernul a aprobat denunțarea acordurilor privind crearea și activitatea posturilor de televiziune comune pentru spațiul CSI, MIR TV și MIR 24. Acestea nu dețin licență de emisie eliberată de Consiliul Audiovizualului și, respectiv, nu sunt furnizori de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova. Nu considerăm oportună achitarea cotizației de membru în compania interstatală MIR, de aceea propunem Parlamentului denunțarea acordului privind crearea teleradio companiei interstatale, semnat la Bishkek în 92. Bașcanul Găgăuziei, Irina Vlah, a menționat că încetarea activității teleradio companiei MIR în Moldova este o mare greșeală. Prin MIR în Moldova am putea lucra cu acest public, să explicăm cum vede țara noastră evenimentele din lume. Prin această platformă putem promova interesele țării, inclusiv și cele, pe cele economice. Sunt piețe foarte importante pentru vinificatorii și agricultorii noștri. La rândul său, premierul Dorin Recean consideră că Republica Moldova trebuie să înceteze să aloce bani pentru propagandă. Eu zic să nu mai alocăm bani pentru propagandă. Pentru că altfel se primește ca și ceea ce am menționat anterior. MIR a explicat tuturor cetățenilor din CSI ce se întâmplă în Ucraina? Nu cred. N-a făcut lucrul ăsta. Și atunci noi de ce trebuie să plătim pentru lucrul ăsta? Recent, autoritățile de la Chișinău au refuzat să finanțeze acest post de televiziune. În perioada anilor 2000-2022, din bugetul de stat către reprezentanța din Republica Moldova a teleradio companiei interstatale MIR au fost achitate mijloace financiare în sumă de circa 40,3 milioane de lei. 4 din 10 moldoveni susțin că Federația Rusă reprezintă o amenințare la adresa securității Republicii Moldova și că vinovați de războiul din Ucraina sunt autoritățile de la Kremlin și Vladimir Putin. Concluziile se regăsesc într-un nou sondaj implementat de comunitatea Watchdog. Potrivit studiului, 43% dintre moldoveni susțin că în Ucraina a avut loc o invazie nejustificată în care nimeni nu a provocat Federația Rusă. Pe de altă parte, fiecare al cincilea intervievat este de părere că Rusia a atacat Ucraina pentru a apăra așa zisele republici din Donbass, iar 11% cred că este o operațiune de eliberare a Ucrainei de nazism. De asemenea, la întrebarea cine se face vinovat de acest război, 22% au declarat că Putin și tot atâția susțin că Rusia este vinovată. 18% dintre
cei chestionați susțin că americanii sunt de vină, iar 14% conducerea Ucrainei. Totodată, fiecare al doilea moldovean este de părere că războiul trebuie de oprit cât mai repede, chiar și cu prețul cederii teritoriilor ucrainene Federației Ruse. Totuși, 25% dintre intervievați sunt categorici și spun că Ucraina trebuie să-și recupereze regiunile ocupate, chiar dacă aceasta ar însemna un război lung. Sondajul a fost realizat în perioada 4-13 aprilie, pe un eșantion de 1015 persoane. Marja de eroare este de 3,1%. Guvernul a aprobat astăzi acordarea unei asistențe internaționale Ucrainei, care constă în bunuri materiale în valoare de peste 15 milioane de lei. Lotul de ajutor include corturi, saltele, perne, cerșafuri, prosoape și produse alimentare. Oferă posibilitatea desfacerii fie a unei taberi, a unui loc de plasament temporar sau unui spital provizoriu în condiții de câmp. Lotul de bunuri a fost identificat și eliberat din gestiunea Ministerului Afacerilor Interne. Transportul a fost asigurat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Menționăm că realizarea proiectului precitat impune și acoperire financiară și astfel Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de Rezervă a Guvernului mijloace financiare în sumă de 162.000 de lei pentru achitarea cheltuielilor de transport. Republica Moldova, dar și o bună parte a Europei, are pace și liniște datorită Ucrainei și ucrainenilor. La începutul lunii februarie, guvernul a mai transmis Ucrainei un lot umanitar în valoare de aproximativ 17 milioane de lei. Acțiunea a fost realizată în baza unei decizii a Comisiei pentru Situații Excepționale în coordonare cu Ministerul de Externe. Anul trecut, Republica Moldova a transmis 4 loturi de ajutoare umanitare Ucrainei, ultimul fiind transmis pentru regiunea Nicolaev în luna octombrie anului trecut și cuprindea 17 autocamioane în sumă de circa 21 de milioane de lei. La o săptămână după învierea Domnului se prăznuiește Paștele Blajinilor, când oamenii merg la cimitire și cinstesc memoria celor răposați. Ca în fiecare an, este forfotă mare la piața centrală, acolo unde oamenii cumpără pomeni. Totuși, în acest an, Paștele Blajinilor va fi marcat mai modest. Oamenii spun că prețurile sunt pipărate, iar buzunarul nu le permite să procure lucruri scumpe. Aveți un pachet? De Paștele Blajinilor, creștinii merg la cimitire și se roagă împreună cu preoții pentru sufletele celor decedați. Tradiția spune că în această zi pe morminte trebuie să fie așternut un prosop împreună cu bucatele și pomenile care sunt împărțite în memoria răposaților. Oamenii spun că în acest an prețurile bat la buzunar, așa că se limitează la cele mai ieftine pomene. Din păcate, am 6 persoane dragi care sunt decedate, socrii, părinții și soțul. Sora, adică trebuie să ne pregătim. Veselă, poate ceva ciorap, îmbrăcămit pentru bărbați, pentru femei, ceva, broboade. E important să ne aducem aminte nu numai de această sărbătoare. Eu, de pildă, îngrijesc pormintele tot timpul, dacă sunt acasă, flori, să ne îngrijim, adică să nu fie mormântul îngrijit numai anume de Paștele Blajinilor. Pomenim reposații, dar nu stăm la cimitir să mâncăm, să pur și simplu ne ducem, preotul ne citește slujba care trebuie și ne ducem acasă și să stăm la masa de pomeniri. Aici și aveți tot pentru pomeni, da? Am nepoții de ăștia de la frață, câte o ștergărilă, o păscuță, ușor, bomboane, tot dăm. Cerveceli, cănuci, farfurii, bomboane, ciocolată. Cam câte pomene veți face? 5. Undeva la 6-700. Că este care sunt mai adânși. Prețul lor cum este? Este 45 lei. Veți alege mai ieftine, mai scumpe? E? Mai scumpe, pensia mea numai. Mai scumpe. Câte pomene vreți să faceți? Vreau 6. Veselă, șervițel, dulciuri. Cam cât fac o stată toate care le-ați luat? E mai scump. Noi chiar ieri am fost la cimitir la Doina și numai intrarea e 80 de lei. E mai mult de 500. Deci am și frați, și părinți, și am rude. Și comercianții spun că în acest an vânzările sunt mai modeste, iar oamenii nu mai cheltuie sume atât de mari de bani. Ați avut mulți cumpărători? Pâncă nu, așteptăm. Nu prea sunt cumpărători anul acest. De dimineață să vedem pe parcurs. La săptămâna trecută ați avut? A fost un pic, da. Și multe vânzări ați avut? Nu. Așa, zic că mult are, nu. De 25, 45, sunt diferiți preț. Da, să aleg mai mult.
Credeți că până la sfârșitul săptămânii veți avea cumpărători mulți? Da, sperăm. Săptămâna trecută au fost cumpărători, azi nu sunt. Cam câți cumpărători ați avut? Mulți sau care aleg mai mult oamenii pentru pomene? Cel mai ieftin. 50 lei, 70 lei. În acest an, Paștele Blajinilor este marcat pe 23 și 24 aprilie, la o săptămână după învierea Domnului. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, dar și pe rețelele de socializare. Numai bine! Potrivit prognozei meteorologilor, în ziua de joi vor cădea precipitații. Termometrele vor indica 10-5 grade în partea de nord a țării, în centru vor fi 14-9 grade, iar la sud maximele vor atinge 15 grade Celsius. În capitală, mercurul din termometre va oscila între 13 și 8 grade. Trecem în regiune. La București vor fi 17 grade și vor cădea precipitații, iar la Iași se înregistrează 11 grade. La Kiev vor fi 11 grade, la Roma și la Atena câte 20 de grade Celsius. La Paris 13 grade, Madrid 28, Bruxelles 9, iar la Londra 15 grade și la Berlin 16 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, așa va arăta vremea potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat.